Salut. Și bine v-am regăsit. Astăzi o să fac un clip dedicat în principal celor aflați la început în ceea ce privește pescuitul la metod feeder, atunci când vizăm crapul. Clipul de față uh, reprezintă o strategie a unei partide de pescuit, cum abordăm o partidă, despre ce aspecte ar trebui să avem în vedere, uh, la ce trebuie să fim atenți pentru ca partida noastră să fie o partidă cu multe capturi, o partidă care să ne aducă multe satisfacții. Prima dată, înainte să plănuim o, o partidă de pescuit, trebuie să avem în vedere un lucru extrem de important, un lucru ce foarte mulți îl neglijează și anume locația de pescuit. De ce spun că este foarte importantă locația? Pentru început sau pentru cei aflați la, la început în, în această tehnică de pescuit, eu vă recomand să mergeți pe o apă privată, pe o apă populată, o apă care ține foarte mult pește, astfel încât rezultatele să fie mai ușor de obținut, astfel încât partida să fie cu succes și astfel să nu apară frustări, să nu apară să dați vina după aia ba pe nadă, ba pe tehnică, atât timp cât există o densitate mare de pește în acea locație, în acea baltă, cu atât este mai ușor pentru un începător să obțină rezultate ce să-l facă să persevereze, să-l facă să tragă anumite concluzii. Așadar, concluzionând, mergeți pe o locație privată, o locație care are o densitate bună de pește. O idee sau un sfat. Eu. Pe bălțile pe care îmi place să le frecventez, am făcut o inspecție sau am făcut o cercetare, atât la fața locului, dar mai ales în momentul în care apa este scăzută, iarna, când apa îngheață și când, în general, bălțile au un nivel scăzut, și atunci este foarte ușor să-i aflăm configurația. Să vedem unde este apă mică, unde este apă mare să vedem ce fel de substrat avem, să ne uităm. Scasfat, dacă puteți merge pe bălți iarna, doar pentru a putea observa balta, pentru a putea înțelege mai bine, astfel încât localizarea în timpul verii să fie mult mai ușoară și mult mai facilă. Țineți cont că, în general, în bălțile gravitaționale, locul prin care intră apa în baltă este în general o porțiune cu apă mai mică, iar locul prin care iese apa pe la stăvilar sau pe la călugăr, în genere, este o apă mare. De asemenea, dacă în zona în care intră apa în baltă avem o porțiune foarte mare cu stuf, să știți că în general unde avem foarte mult stuf aflat în apă, acolo apa este mai mică. Unde avem maluri abrupte, lipsa vegetației pe maluri, fără stuf, acolo să știți că apa de regulă este mai mare. Calți sfat în privința bălților: evitați pe cât se poate bălțile unde este permis pescuitul cu modele, iar pescuitul se face doar de pe un singur mal, iar distanța între maluri este de peste 150 de metri și toată lumea pescuiește cu navul modelul în mal opus. Este foarte greu, mai ales pentru începători, să pescuiască la astfel de distanțe. Peștele, în general, este obișnuit să stea în mal opus, iar datorită distanței foarte mari, cu bețele de feeder este foarte greu să atingem o astfel de o astfel de distanță. Nu spun că nu se poate prinde pește pe astfel de baltă, dar în weekenduri, în general, când toată lumea merge pe baltă și când aveți în jurul dumneavoastră pescari ce plantează cu navă modelul și stau câteva zile și duc foarte multă nadă în malul opus, peștele este obișnuit să găsească acolo nadă, acolo găsește și liniște și atunci e foarte greu să-l localizați în distanțele ce le puteți pescui. De regulă, el sunt mal opus. Altfel, bălțile care se pescuiesc sau în care pescuitul este permis doar de pe un singur mal, iar lățimea bălții este mai mică, reprezintă niște bălți destul de interesante și destul de plăcute în pescuitul la feeder, pentru că permite pescuitul în mal opus. De asemenea, țineți cont sau intrați pe Google Maps, am arătat și pe, în, pe canalul meu, găsiți un clip despre locații și puteți folosi aplicația Google Maps, și puteți măsura distanțele și puteți să vă faceți o idee în ansamblu asupra locației și asupra efectiva locului în care veți pescui. După ce ați identificat o balta dorită și va alegeți locul de pescuit, în momentul în care ajungeți pe, pe locație și pe loc, cel mai important aspect și la care trebuie să vă, să vă concentrați și să-i oferiți timp este localizarea și tatonarea substratului. Întotdeauna pentru sondare eu folosesc un plumb de 30 de grame. Am explicat în amănunte cum fac eu sondarea. O să las un link în descriere. Faceți o sondare, localizați un substratare, un loc promițător. clipsați firul mulinetei este foarte important în momentul în care identificați o structură un prag, identificați o zonă cu substratare și cu apă ce vă convine să fiți foarte atent de pe locul de pescuit asupra punctelor de de, de reper tot timpul când aruncați sondarea să nu o faceți la întâmplare este foarte important să luați un punct de reper de pe malul celălalt, fie că e vorba de un pom, fie că e vorba de o porțiune de stuf, fie că e vorba de o pată în mal, fie că e vorba despre un ponton de vis-a-vis. Luați-vă aceste puncte de repere, lansați pe acea direcție, ați găsit locul, țineți minte punctul de reper și acolo clipsați firul în mulinetă. Eu folosesc acești plumbi cu sistemul acesta de schimbare pentru că îmi permite după ce am identificat o zonă propice, îmi permite să extrag tija, scot prin această fantă firul principal și apoi nu îmi rămâne decât să iau un metod să bag iar firul principal prin această, acest locaj dedicat, introduc tija și acum am metodul și nu-mi rămâne decât să-mi atașez montura. Firul este clipsat, așa că următorul lanseu cu metod, ținând cont de punctul de reper, va fi exact la aceeași lungime și va fi în același loc unde, cu ajutorul plumbului de sondare, am identificat un loc propice. Țineți cont iar în momentul în care lansați să nu lansați către distanța maximă pe care o puteți atinge. Adică dacă nu am vânt totul e perfect și eu din 5 lanceuri abia în al 5-lea am atins 80 de metri să zic și în rest dau la 70 la 75, dacă mă voi clipsa la acest maxim de 80 de metri în momentul în care voi avea un vânt din lateral, un vânt din față nu o să mai pot să ating distanța aceea maximă de 80 de metri și eu dacă acolo am făcut un pat de nadă într-o oră, în două ore și apoi mi s-a schimbat vântul și nu mai pot să mai ating acel pat de nadă și mă duc un pic în spate cu 5 metri, cu 6 metri, cu 10 metri, eu nu voi face decât să prind peștii din locul inițial către locul acesta, că acest ultim loc. Așadar țineți cont și de puterea dumneavoastră de aruncare și de experiența și de distanța pe care o puteți atinge ușor. Nu arunc, 10, lance, arunc de 10 ori și am atins o singură dată 90 de metri, clar pescuiesc la 90 de metri și eu în rest abia ating 80 sau 75. Pentru că nu trebuie să pescuiți cât mai ușor, cât mai lejer, tot timpul metodul să atingă clipsul. Acum, după ce am identificat locul, am identificat, am sondat și am identificat o zonă propice, mi-am luat un punct de reper, am început să nădesc. Nu fac, la metod, eu nu fac nădire de bază folosind coșulețele de nădire. Și de ce vă spun acest lucru? 1. Coșulețul acesta de nădire, în comparație cu un metod, este foarte greu și nu este la fel de aerodinamic. Așadar, îmi va fi greu dacă identific la 80 de metri, să spunem, sau la 70 un loc bun. L-am identificat cu plumbul de sondare, plumb care se lansează de deosebit de ușor. În momentul în care încarc cu nadă un coșuleț atât de mare, îmi va fi foarte greu să ating acel loc, pentru că nu este aerodinamic, dacă bate un pic vântul datorită suprafeții foarte mari, mi-l va plimba foarte ușor și dacă încep și arunc un coș aici, un coș la 2 metri, un coș mai în față, un coș mai în spate, nu fac decât să împrăștii pe o suprafață foarte mare pești. Iar eu atunci când pescuiesc la metod, vreau o nădire cât mai concentrată. Vreau ca toți peștii să fie pe un spațiu foarte, foarte restrâns. Concurența pe vad, concurența pe, la hrană să fie foarte puternică, și atunci rezultatele vor fi foarte bune. Folosesc, așadar, pentru nădire niște metoduri extra largi, cu matrița foarte mare. Dar ce fac pentru a crea vad? Nădesc sau arunc, lansez la un interval foarte scurt. În primele ore arunc undeva între 5 și 10 minute. Chiar dacă nu am prezentare, am scos montura, am aruncat. Mai aștept 10 minute. Nu am iar prezentare, nu contează. Scot montura, arunc. Pentru a duce cât mai multă nadă. Ce pot să fac dacă vreau să aduc particule? Pot să folosesc un coșuleț, dar de dimensiuni mai mici, cu o greutate mai mare, care este mai aerodinamic și care folosește același sistem. Ca să mă asigur că și coșulețul se va duce în același loc ca și metodul. Pot face și chestia asta, dar pentru început folosesc doar metodul. Bun, am stabilit cu ce Momitor folosim, să vorbim un pic despre nadă. Am stabilit că vom merge pentru început sau vom tinde să căutăm acele bălți cu o densitate mare de pește, cu o densitate crescută din populări. Peștii din populări sunt în general pești din import sau și pești produși autocton, dar care sunt produși în sistem intensiv. Sunt produși și sunt hrăniți. În principal cu pelete pe bază de făină de pește, cu pelete cu un conținut ridicat de proteine. Așadar, acești pești vor răspunde aproape instantaneu la o nadă și la un ground bait cu un conținut foarte mare de proteină, cu un conținut mare de, gră, de grăsimi, cu o nadă calitativă bazată pe făină de pește. Așa cum v-am mai spus, la metod, la crap, folosesc exclusiv Special G green -ul. Nu spun că este cea mai bună nadă, nu spun că este singura nadă care dă rezultate, dar este o nadă cu care eu m-am obișnuit. Este o nadă pe care știu să o prepar, în care am învățat exact cum trebuie să fie mecanica, în care am învățat exact cât apă îi trebuie și e o nadă care mi-a dus tot timpul rezultate. Așadar, nu are rost să fac experimente și nu are rost să schimb lucruri ce mie mi-au adus rezultate. Aveți o altă nadă de calitate pe bază de făină de pește pe care o folosiți, pe care știți că uh, funcționează, folosiți-o pe aceea. Învățați un două, trei tipuri de nadă, învățați să le faceți foarte bine, învățați care este mecanica ei și atunci nu schimbați, să știți că nu neapărat că este Baytex Special G Green sau că este altă nadă prin pește. Nu, ci este pentru că atâta timp cât asigur acel element esențial și-anume o nadă proteică, faptul sau diferența între ele este dacă sau nu o omectez corect. Așadar Special G Green ca și nadă în care, după cum spuneam, sunt obișnuiți acești pești, sunt obișnuiți cu pelete. Automat, fiind vorba de pescuitul la crap, voi folosi pelete. Folosesc micropelete de 2 mm, fie de la Beitec, fie Fiat UX, super mixul de pelete, fie că le folosiți sau le umectați după metoda minutul și milimetru, fie eu, cum le folosesc, le pun de cu seara înainte, partide de pescuit, le pun într-un recipient și pun apă cât să mustească deasupra lor. Deci foarte, foarte puțin să treacă deasupra lor, nu să băltească. Deci cum a trecut un pic apa s-a ridicat deasupra lor, nu mai pun, închid capacul recipientului, le amestec un pic și le las până dimineață să-și tragă apă. Dimineața doar le mai, le mai scutur un pic și vor fi perfecte de folosit. Deci tot timpul în Nadă, voi introduce pelete. Bineînțeles, cantitatea nadă versus pelete diferă. Dacă peștii se hrănesc foarte mult, foarte rapid, voi folosi mai multe pelete, dar niciodată nu folosesc doar peletele goale. De ce? Pentru că doar pelete folosite, ele într-adevăr se pot cola foarte bine pe metod. Dar în momentul în care lansăm la distanțe mai mari și stopăm, iar stop, stoparea uh, firului cu un clipsul mulinetei, dacă nu se face cu amortizare din vârful lansetei și cu un pic de amortizare de, din antebraț, oricât de perfect am fi, oricât de bine am face această amortizare a lanseului, în momentul în care clipsul, firul atinge clipsul mulinetei, există un mic șoc în metod. Iar la distanțe mari, doar peletele există riscul ca ele să zboare de pe metod sau o parte din ele să se desprindă de pe metod și metodul să cadă la o distanță de peletele inițiale. Și atunci efectul sau rolul peștelui de a veni și de a se hrăni de pe metod nu, nu mai are loc pentru că peletele vor fi la o distanță mai mare de metod. Tot timpul, cât de puțin, un pic de nadă în pelete, le va face să se lipească foarte bine de metod. Bun, am stabilit nada, am stabilit met ce folosim. Să trecem la momelele de cărlig și la montură. Montura este cât mai simplă: un fir textil, un cărlig și o peletă critic echilibrată. Cam un mel de cârlig, dacă ar fi să vă recomand doar o, o cutie. Eu folos, sunt foarte mulțumit de Baytec de Juice de 8 mm și să vă explic și de ce. Într-o singură cutie am toate culorile ce eu le consider importante. Spre deosebire de alți producători în care își împart part. Adică pentru a obține acest mix de culori trebuie să cumpărați 5 cutii, își pun culorile separat. Întotdeauna cele mai eficiente din punct de vedere al costului sunt momelile ce într-o cutie aveți multitudine de culori. Deci nu trebuie să cumpăr 5 cutii, e suficient o singură cutie pentru a avea acest mix de culori mărimea folosită sau mărimea cu care am constatat că se echilibrează cărligele sau majoritatea tipurilor de cărlige este cea de 8 mm. Iar cărligul este un cărlig de la Preston cu o bandă fie de latex, fie spin, un fir suplu textil și metodul Asta este tot. La cărlige, eu folosesc 12-14. Poate pentru mulți o să vă sperie această dimensiune destul de, de, redusă a cărligului, dar decât să nu am nicio trăsătură și să mă întreb oare ce am făcut greșit, oare n-am nimerit nada, oare n-am găsit, n-am localizat bine peștele, având un cârlig mare, prefer mai bine să am trăsături, să mă asigur eu că totul este, că am făcut tot ce ține de mine, că am localizat peștele, că am folosit o de bună. Am trăsături, bun. Poate scap la început, folosind un cârlig mic, scap peștii. Am scăpat un pește, am scăpat doi. Schimb cârligul, pun un cârlig mai mare, n-am mai scăpat pești. E în regulă, înseamnă că merge pe un cârlig mai mare. Pun un cârlig mai mare, nu mai am trăsături. Atunci revin iar la cârligul inițial, un cârlig mai mic și încerc să îmi îmbunătățesc tehnica ca să nu mai scap peștii. Dar este foarte important să am trăsături și să am pește în, în drill. Dacă am un cârlig mare și nu am nicio trăsătură, o să încep să dau vina. Ba pe loc, ba că nu e pește, ba că e nada. Și atunci ca să mă asigur eu că elimin toate aceste întrebări, folosesc un cârlig mic. La început, n-am nim nimic de pierdut. Bun, Hai să, o să ziceți, pierd un pește. Și ce? O să-mi aduc după aia 5-6 pești, 7-8-10 și am pierdut unul, dar măcar știu că am făcut ceea ce trebuia. Din 10 trăsături, dacă aduceți 3 pești și scăpați 7, sunt 3 pești aduși. Dacă puneți un crilic mare și aveți 2 trăsături și aduceți 2 pești, tot aveți un pește mai puțin și nici nu vă bucurați de drill. Asta ca să facem așa o teorie asupra cârligelor. Nu vă fie frică de cârlige mici. Încercați cu unul. Vedeți cum se comportă. Vedeți feedback-ul peștilor. Aveți trăsătură e ok, nu aveți trăsătură schimbați. De asemenea, e important ca peleta tot timpul să se echilibreze, să fie critic echilibrată cu cârligul. Faceți teste într-un într-o găleată cu apă, într-un într recipient, vedeți dacă se echilibrează, vedeți dacă, iar, nada de pe metod, faceți un lanseu lângă dumneavoastră, vedeți, ia s-a spart, nu s-a spart, a rămas pe metod, e, colat, e, destul de colată, nu e, mai trebuie apă, este prea uscată, trebuie să vă asigurați că eliminați toate, toate aceste toate aceste rotițe, până la urmă, fiecare dintre aceste variabile contribuie într-un final la rezultate bune sau mai puțin bune. Ca și echipament, folosiți o lansetă 360-390, asta în funcție și de distanța la care trebuie să pescuiți. Pentru începători, vă recomand o lansetă de 360. Este mai ușor de folosit, este un pic mai uh, facil de lansat cu ea. De asemenea, peștele vine mai aproape de minciog, o puteți controla mai ușor. Nu folosiți lansete foarte, foarte puternice. Am observat că la început mulți uh, merg către lansete extra heavy și atunci nici trăsăturile nu sunt la fel de bine observate, nici amortizarea în timpul drilului nu e la fel de bună și riscați să pierdeți pești și dați vina pe cârlig, pe, nu știu, pe momeală, pe alte, folosiți o lansetă care să vă permită să atingeți acea, acea distanță, dar să nu exagerați cu puterea ei. Un fir iar de calitate, încercați să folosiți fire care sunt cinstite din punct de vedere al diametrului. Eu am v-am arătat pe canalul meu câteva fire ce eu le-am folosit și sunt deosebit de bune, ce cel puțin pe mine -au, mi-au mi adus rezultate și am fost mulțumit de ele. Încercați iar în momentul în care aveți rezultate bune să vă faceți așa în minte un pic de analiza partidei să vedeți unde a, la ce distanță, la ce adâncime a apei a mers, la ce, ce ați folosit sau cu ce ați echilibrat cărligul, când ați schimbat cărligul, de ce n-a mai mers, la ce culoare. Faceți un pic de analiză, nu mai pescuiți la întâmplare, pentru că veți avea rezultate o dată, după aia nu veți mai avea, iar veți avea și atunci nu veți ști unde ați greșit ca să puteți îmbunătăți. Pescuitul nu este despre noroc, nu este făcut așa la întâmplare. Pescuitul are o logică, iar dacă veți sta și veți analiza și veți cântări și veți încerca să treceți fiecare aspect al partidei, să-l treceți așa prin filtrul gândirii, să vedeți ce să, de ce ați avut rezultate sau de ce n-ați avut, conștientizând veți găsi foarte repede și veți avansa foarte repede. Nu mai credeți în momeala minune sau în ada minune, acestea nu există. Diferența între rezultate bune sau mai puțin bune o face doar pescarul. Îmi cer scuze că acest clip a fost foarte lung. N-aveam cum să nu fie atât de lung, am încercat să fiu cât mai. să explic cât mai în amănunt, mai ales celor ce se află la început și pentru care informația este foarte multă, e greu de, de asimilat. Vizionați acest clip, puneți pauză, notați-vă, încercați să puneți în comparație cu partidele dumneavoastră, să vedeți poate ce v-am explicat eu aici, să, să aplicați sau puteți aplica la parte de dumneavoastră și trageți niște concluzii. Cel mai important este ca pescuitul să se facă cu logică. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați că la pescuit nu e vorba despre noroc, este vorba despre fire întinse. La revedere!